Bine, unul dintre voi vă voi trita la mine așa mai... Dar v-am spus că oricum nu putem să ajungem, să atingem în intensitate sunetul ceresc, pentru că acolo sunt sunete și tunete în prezența Domnului. Dar acesta este un loc în care vrem să ne exprimăm liber dragostea noastră față de Dumnezeu. Și cuvântul Dumnezeu ne îndeamnă să strigăm de bucurie, să chiuim înaintea Domnului. Cam rar auzim lucrurile astea în biserica Domnului, dar lucrurile astea sunt scrise în Scripturi. Mai mult decât atât, este profetic că toate națiunile vor bate din palme înaintea Domnului. Este profetic. Dragilor, va veni o vreme când toți cei care au crezut că să te închin bătând din palme nu este biblic, vor bate din palme în cinstea regelui. Este profetic pentru toate națiunile pământului să scoată acest sunet înaintea Domnului. Unul dintre particularitățile conferinței, un lucru este faptul că vrem ca 9 ani să primim o nouă dimensiune profetică legată de viața noastră. Și în noaptea de Revelion, fratele Daniel Matei ne va da o direcție profetică legată de 2013 și împreună vom sta și vom rosti profetic peste viețile voastre ceea ce Domnul ne vorbește. Este important să înțelegem această dimensiune. Dacă vă uitați în 1 Timotei capitolul 1, Pavel îi spune lui Timotei în versetul 18, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună a credinței. Cuvântul Dumnezeu vine și spune că prin profeție te lupți lupta cea bună a credinței. Cu alte cuvinte, ai nevoie de cuvinte profetice din partea lui Dumnezeu care să te susțină în lupta pe care tu o duci în fiecare zi. Țin minte cum cuvintele profetice m-au sprijinit în lupta pe care am dus-o în ultimii ani. Faptul că au fost oameni ai lui Dumnezeu care au rostit peste viața mea lucruri din partea lui Dumnezeu, aceste lucruri m-au susținut în vremurile grele, atunci când nu mai aveam direcție, atunci când eram confuz, atunci cuvintele profetice au venit să mă susțină, au venit să mă binecuvinteze, să mă întărească. De aceea vă spun, fiecare dintre noi avem nevoie de un cuvânt profetic din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este un Dumnezeu care toarnă un spirit al lui Dumnezeu. Dumnezeu este gata să descopere lucrurile viitorului. Dumnezeu este gata să descopere lucruri care să stârnească inima noastră în a umbla în destinul lui Dumnezeu. Dragilor, noi suntem chemați să umblăm în profetic. Fiecare dintre noi, fiecare dintre noi care suntem într-o lucrare astăzi, suntem din pricina faptului că Dumnezeu ne-a vorbit profetic despre această lucrare și ceea ce Dumnezeu a rostit profetic peste viețile noastre ne susține și azi. De aceea ne rugăm pentru un spirit profetic. Haideți să ne ridicăm mâinile spre cer, fiecare dintre noi. Să cerem un spirit profetic în această conferință. Un spirit profetic. Vrem o închinare profetică în această conferință. Doamne, vreau să mă rog înaintea Ta să torni un spirit profetic peste noi, peste viețile noastre. Doamne, Tu ai spus că atunci când Duhul Tău ce Sfânt este turnat, un spirit profetic vine peste oameni. Oamenii au revelații din partea Ta. Și Doamne, mă rog să torni acest spirit profetic în inimile noastre în dimineața asta. Acest spirit profetic care ne dă direcții, care ne dă claritate, care ne dă viziune, să fie eliberat, să fie revărsat din partea Ta, Doamne. Mă rog să fie o împărțire a lucrărilor supranaturale în mijlocul nostru. O, Doamne, mă rog să deschizi cerurile peste noi în această dimineață. Deschide cerurile peste acest loc. Deschide cerurile, Doamne, ne rugăm pentru cântări profetice în acest loc. Ne rugăm pentru rugăciuni profetice. Ne rugăm pentru mesaje profetice. Ne rugăm, Doamne, pentru revărsarea prezenței Tale, Doamne. Doamne, vreau să-ți cer să luminezi ochii minții noastre, ochii inimii noastre. Ne rugăm să fie deschiși în domeniul spiritual. Deschide-ne ochii, Doamne, și deschide urechile noastre și fă ca inimile noastre să poată să priceapă și să perceapă cuvintele Tale, Doamne. Doar un spirit profetic. Doar un spirit profetic. Un spirit profetic peste noi. Un spirit profetic peste inimile noastre, peste viețile noastre. Vrem să auzim glasul Tău, Dumnezeul nostru. Glasul Tău care ne dă putere, care ne întărește. Glasul Tău care ne ridică, Doamne. Glasul Tău, Doamne, care ne dă direcție, viziune, Doamne. Lărgește, Doamne, viziunea noastră, Doamne. În numele Iisus Hristos îți cer pentru 9 ani să ne dă o viziune profetică nouă, Doamne. Să intrăm în noi dimensiuni profetice în viețile noastre. Pentru ca în lupta pe care o avem de dus să fim întăriți de Tine, Doamne, prin cuvântul Tău, prin cuvintele Tale. Cuvintele Tale sunt viață, cuvintele Tale sunt călăuzire, cuvintele Tale sunt putere, Doamne, de aceea doar un spirit profetic peste acest loc.
În numele Domnului Iisus Hristos vreau să-ți cer peste cei de la Adoram în dimineața asta o ungere, Doamne, o ungere în închinare. Doamne, vrem să ne închinăm înaintea Ta. Tu ești Regele Universului, vrednic de laudă, vrednic de închinare, vrednic să fie adorat. De aceea vrem să-ți aducem laude, vrem să-ți aducem cinste, vrem să-ți aducem glorie ție. Vrem să te întronăm în acest loc, în mijlocul laudelor. Tu ești vrednic să fii întronat în mijlocul laudelor sfinților Tăi. De aceea mă rog să ne deschizi inimile fiecare dintre noi să Te laudăm, să Te onorăm, să Te cinstim, să Te glorificăm prin buzele noastre, Doamne, prin laudele noastre. Dă-ne o inimă plină de adorare în această dimineață, Doamne. O inimă plină de adorare. Îți mulțumim, Doamne, pentru ceea ce Tu ai pregătit mai dinainte pentru această zi. Vrem să intrăm și să umblăm în toate binecuvântările Tale. Vrem să intrăm, să umblăm în toate binecuvântările Tale, rânduite de Tine, Doamne. Rânduite de Tine pentru noi. Vrem să umblăm în toate binecuvântările Tale, rânduite de Tine pentru noi. Oh, haleluia! Haideți împreună să lăudăm pe Domnul în dimineața asta. O coreografie, nu va fi ceva pregătit dinainte. Lăsăm ca curgerea Duhului Sfânt să fie liberă în locul ăsta. Haideți să ne ridicăm mâinile spre cer și să spunem: bun venit Duhului Sfânt în locul ăsta. Iisus Hristos este Domn în locul ăsta. Haideți să-L adorăm cu un cântec nou, cu un cântec al inimii noastre în dimineața asta. El este vrednic. Înalță-ți vocea, înalță-ți inima spre El. Ești vrednic, Iisus, ești vrednic. Oh, ora la mando. Oh, te înălțăm, Iisus, te înălțăm, Iisus. Toate neamurile vor bate din palme pentru gloria Domnului nostru. Și începe astăzi de aici, de la Timișoara, amin? Din Agape, din biserica asta. Haideți să începem să batem din palme pentru gloria celui ce este vrednic să primească toate aplauzele. Aleluia! Iisus este vrednic. Aleluia. Aleluia. Este un cuvânt profetic pentru noi. Și aș vrea să vi-l citesc din Isaia 43. Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru. Așa vorbește Domnul, care a croit un drum pe mare și o cărare pe apele cele puternice, care a scos care și cai, oștire și războinici viteji, culcați deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciți și stinși ca un muc de lumânare. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-L cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase. În acest pustiu, Dumnezeu aduce râuri, aduce cărări noi. Și vrem să apucăm aceste cărări noi. Haideți să nu ne mai gândim la ceea ce a fost odată. Simt că lucrurile vechi încep să cadă. Dacă oamenii vorbeau despre un sfârșit al lumii, vreau să vă spun că a fost un sfârșit al lumii. Un sfârșit al lumii religioase. O lume religioasă trebuie să cadă jos în numele lui Iisus. O lume care ne-a ținut legați cade jos. Și vine libertatea. Vine libertatea în numele lui Iisus Hristos. Vine libertatea în Duhul. De aceea haideți în dimineața asta să fim liberi, să nu ne mai gândim la ceea ce a fost odată și să lăsăm pe Domnul să ne ducă în lucrurile noi, în lucrurile Duhului. Dumnezeu este un râu care se mișcă continuu. El nu stă într-o baltă stătătoare. El este un râu care curge. Și haideți să-I dăm toată slava în dimineața asta. Nu vă mai gândiți la ce a fost. Aleluia!
mai gândiți la ce a fost, la ce a fost odată. Domnul face lucruri noi acum, haideți să fim gata. Nu vă mai uitați la cele vechi, la ce au fost odată. Domnul face lucruri noi acum, haideți să fim gata. Face un lucru nou și e gata să se întâmple. Trimite un suflu nou peste-a noastră națiune. Gloria ta are pas-o, Doamne, astăzi peste noi. Și prin Duhul tău transformă țara, trimite-ne pe noi. Gloria ta are pas-o, Doamne, astăzi peste noi. Și prin Duhul tău transformă țara, trimite-ne pe noi. Sunteți gata? Haideți să ne trezim în dimineața asta. Spunem, Doamne, suntem aici, să intrăm în lucrurile noi care Tu le ai pentru noi. Nu vă mai gândiți la ce a fost, la ce a fost odată. Domnul face lucruri noi acum, haideți să fim gata. Nu vă mai uitați la cele vechi, la ce a fost odată. Domnul face lucruri noi acum, haideți să fim gata. Îl faci un lucru nou și gata să se întâmple. Trimite un suflu nou peste-a noastră. Mai crede cineva? Haideți să chemăm gloria!
te uiți la vecinul din stânga și din dreapta și aș vrea să cântăm cântarea asta uitându-ne unii la alții. Știți de ce? Pentru că cel din stânga și cel din dreapta ta face parte din aceeași generație pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru vremea asta. Noi suntem generația care va aduce trezire pe acest pământ însetat. Nu te-ai născut la voia întâmplării în timpul ăsta? Nu trăiești în anul 2012, acuși 2013 la voia întâmplării, ci pentru că Iisus Hristos te-a ales să faci parte din această generație care va aduce puterea lui Dumnezeu și împărăția și domnia lui Hristos în locul ăsta. Haideți să cântăm uitându-ne unii la alții. Sunteți gata? Haideți! Haideți să fim liberi în dimineața asta. Domnul are copii liberi, nu copii încleștați și încordați. Domnul are copii liberi, amin? Aleluia! Haideți să lăudăm! Voi sunteți generația, noi suntem o generație să ridică, o generație fără frică. Tu ești o generație care are pe Iisus Hristos ca Domn. Noi suntem o generație care arde ca o torță aprinsă noapte, o generație care are pe Iisus în ADN. Împărăția ta.
Aleluia, aleluia, aleluia. Iisus este tot. 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 Cine a călcat peste ea? Cine-i eleul din Iuda? Iisus, scutul tăria mea. Hai spune-mi cine a biruit frica? Iisus, cine a călcat peste ea? Iisus, cine-i eleul din Iuda? Scutul tăria mea. Și aleluia! Pentru mine, cine a murit pentru noi, cine a murit pentru lume, glorie doar regelui. Hai spune-mi cine într-o zi se va întoarce în fruntea oștirii lui. El va primi închinarea, pământul și cerul sunteți gata. Aleluia, aleluia. Tot. Domnul, duce un cântec nou, un cântec specific nouă, specific românilor. Haideți să ne bucurăm de aceste vremuri și să lăudăm pe Domnul nostru. Încă o dată vioara laudă pe Domnul și noi toți.
Oh.
ești Dumnezeul Dumnezeilor și toată închinarea este a Ta. Lasă gloria Ta să
vindecare, să vină eliberare, să vină viață, să vină foc, 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 aprinde focul, foc. Gloria a Domnului nostru Iisus Hristos. A Lui este toată puterea, a Lui este toată lauda, a Lui este toată gloria. Căciata. Yeah.
serafimii cei care au ochi pe din afară și pe dinăuntru, nu se opresc din a privi la frumusețea lui Dumnezeu. Sunt fascinați de ceea ce văd în Dumnezeu zi și noapte. Și aduc această închinare de bunăvoie lui Dumnezeu. Aduc această închinare de bunăvoie lui Dumnezeu. Sunt preocupați. Ne-a dat cinste și glorie Fiului. În vremurile din urmă, Dumnezeu ridică o generație de oameni care îl găsesc vrednic pe Iisus să-și spargă vasele de alabastru înaintea Lui. El este vrednic să ne închinăm înaintea Lui. De aceea vreau să continuăm în acest loc al închinării înaintea Lui. Ridică-ți mâinile înspre cerul și binecuvintează-L pe Domnul Dumnezeul care îți dă viață, care te poartă în carul Lui de biruință, care îți atinge inima cu revelație, care își arată dragostea față de tine, care își exprimă dragostea pentru tine în fiecare zi. Vreau să continuăm să-L adorăm pe Domnul Iisus. El este vrednic să fie adorat. El este vrednic. Dragilor, unul dintre lucrurile care va continua să mă uimească în veșnicie este faptul că cerul se închină astăzi înaintea Fiului lui Dumnezeu pentru o lucrare de care nu a beneficiat. Vrednic este mielul care a fost junghiat. Cerul nu a beneficiat, îngerii n-au beneficiat de înjunghierea mielului. Îngerii care au căzut, sunt căzuți pe veci, nu au avut parte de reabilitare. Îngerii nu știu ce înseamnă să fie iertat de Dumnezeu. Îngerii nu știu ce înseamnă să fii vindecat de Dumnezeu. Îngerii nu pot să ajungă în acea dimensiune în care Dumnezeu își exprimă inima față de ei. Dragul Dumnezeu ne cheamă, ne numește mireasa Lui. Avem acces în inima Lui Dumnezeu, avem acces la sentimentele Lui. Vom domni împreună cu El. Suntem cele mai iubite ființe din univers, cele mai dorite ființe din univers. Domnul ne dorește pe fiecare dintre noi. El este gelos. Arde de gelozie pentru biserica Lui. Arde de gelozie pentru tine, pentru ființa ta. El își exprimă și arată dragostea aceasta față de noi. Cum să nu-L ador? Cum să nu-L înalți? Cum să nu-L binecuvintez pe El? Haideți să continuăm să stăm înaintea Lui și să spunem: Doamne, vreau să mă copleșești. Vreau să mă copleșești cu dragostea Ta din nou. Vreau să mă inunz în iubirea Ta din nou. Vreau să mă desfătez din nou în oceanul dragostei Tale, Doamne. Vreau să înșoptez iubirea Ta. Vreau să-mi arăți iubirea Ta. Vreau să am această revelație din nou a faptului că sunt iubit, a faptului că sunt dorit de Tine, Doamne. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru că Tu continui să mă iubești, chiar și atunci când nu merit, chiar și atunci când nu sunt vrednic, Tu continui să-ți arăți dragostea față de mine. Dragostea aceasta care nu poate fi pricepută de mine, Doamne. Tu continui să lași valuri peste valuri, peste valuri, peste valuri ale dragostei Tale, peste ființa mea, Doamne. Vreau să mă opresc în loc în dimineața să-ți mulțumesc pentru acest lucru, că sunt iubit de Tine, că sunt prețios în ochii Tăi, că am valoare înaintea Ta. O, ești vrednic să fii adorat, Iisuse. Ești vrednic să fii adorat în acest loc. Ești vrednic să fii înălțat. O, Doamne, mă rog ca ochii noștri să privească înspre Tine, să rămână fascinați ochii noștri de ceea ce serafimii contemplează zi și noapte de mii de ani. O, fă ca ochii noștri să vadă pe Împăratul în strălucirea Lui, ca noi să-I dăm închinarea noastră, ca noi să ne abandonăm în închinare, în laudă, în adorare înaintea Lui. Deschide ochii noștri să Te vedem, Dumnezeu fascinant, Dumnezeu nemărginit. Doamne, vrem în dimineața asta să ne unim cu această cântare a Universului, cu această cântare a Universului. Stelele izbucnesc în cântări de laudă înaintea Ta. Munții se pleacă înaintea Ta, râurile vuiesc, copacii bat din palme înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul nostru. Este acea cântare a creației Tale care se închină înaintea Ta și Te recunoaște ca și Domn. Cerurile vestesc, cerurile vestesc domnia Ta.
Pământul te laudă, Doamne. Creația ta se închină înainte ta și, Doamne, cel mai mult tu cauți și îți dorești închinători între cei răscumpărați, între cei pe care ai răscumpărat cu sângele tău. Doamne, tu nu ai murit. Tu nu ai murit pentru munți, pentru ape, pentru animale. Tu ți-ai dat viață pentru noi ca și ființe. Suntem cei mai iubiți de tine, Doamne. De aceea mă rog ca inima noastră să răspundă în închinare, în adorare pentru ceea ce tu ai făcut pentru noi. Vrednic este mielul care a fost junghiat. Este acea cântare a cerului de care cerul n-a beneficiat. Îngerii își doresc să privească în Evanghelie, își doresc să înțeleagă Evanghelia. Nu pot să priceapă cum Dumnezeu nemărginit a putut să iubească atât de mult niște ființe căzute ca și noi, dar haleluia, haleluia, mielul și-a dat viață pentru noi. Și El spune că pentru gloria care era pusă înainte și gloria este mireasă Lui, a disprețuit crucea, a disprețuit rușinea, s-a dat pe sine însuși pentru o mireasă, o mireasă fără pantă, fără zburcitură, pentru care El vine. O, El este vrednic să fie adorat. Haideți să stăm câteva clipe să-L adorăm pe El, să-L adorăm pe Fiul lui Dumnezeu, să ne ridicăm glasurile, să-L adorăm, să ne ridicăm glasurile, să ne înălțăm, să ridicăm glasurile, să-L binecuvântăm. O, haideți să ne ridicăm glasurile, să-L binecuvântăm pe El. Vrednic este mielul ce a fost junghiat să primească închinarea și laudele noastre în acest loc. Să ne ridicăm glasurile spre El, să binecuvântăm pe Cel ce vine în numele Domnului. O, să binecuvântăm pe Regele Universului, pe Cel ce domnește peste întreg Universul. Degeaba se frământă neamurile, degeaba împărații Pământului fac planuri ascunse împotriva unsului lui Dumnezeu. Domnul a hotărât că domnia va fi pe umerii Lui. Domnul a hotărât că domnia va fi pe umerii Lui. De aceea sărutați pe Fiul ca să nu se mânie. Sărutați pe Fiul. Înțelepții acestei lumi să sărute pe Fiul ca El să nu se mâne. O, luați aminte, împărați acestei lumi. El este Domnul, El a fost ales, El este vrednic. Singurul vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile Fiului Dumnezeu. Pe El îl onorăm în acest loc, pe El îl înălțăm, pe El îl binecuvântăm. El a biruit întunericul, El a călcat peste puterea și domnia întunericului, a dezarmat întunericul pentru noi. Noi suntem beneficiarii Harului, a gloriei lui Dumnezeu, de aceea El este vrednic, vrednic de laudă, vrednic de adorare, vrednic să fie înălțat, vrednic, vrednic este mielul ce a fost junghiat. O, să dăm cinste Fiului în acest loc, să înălțăm numele Lui, să strigăm de bucurie, bucură-te, fiica Sionului, bucură-te, fiica Sionului, pentru că împăratul tău vine în putere, în glorie. Vrednic este El să primească închinarea, vrednic este El să primească laudele. Vrednic este El. Dragilor, dacă noi nu vom striga, pietrele vor urla laude înaintea Lui. Dacă noi nu îl găsim vrednic să-l lăudăm, zi și noapte este această cântare a creației înaintea Lui. Toată creația vestește vrednicia Lui de a primi închinare, glorie, cinste. Vine ziua când orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi. Demonii vor mărturisi că El este singurul Dumnezeu. Dar, dragilor, noi vrem să o facem în mod voluntar, în mod voit, din dragoste, pentru că am înțeles ceea ce El a făcut pentru noi. Atunci toți genunchii se vor pleca, indiferent, nimeni nu se poate împotrivi acestui cuvânt pe care Dumnezeu l-a rostit. Nimeni nu se poate împotrivi, nici diavolul nu se poate împotrivi. Dar mite oamenii, dar noi vrem să lăudăm pe El în mod voluntar, pentru că am înțeles ce a făcut El pentru noi. El este Domnul și pe El vrem să-L întronăm
să-L încoronăm în mijlocul laudelor noastre. El este vrednic să primească rodul suferințelor Lui. El este vrednic să primească rodul suferințelor Lui. Din toate națiunile pământului, din orice seminție, din orice limbă, El este vrednic să primească rodul suferințelor Lui. De aceea, din orice seminție, din orice limbă, din orice seminție, din orice limbă, pentru că El este vrednic să primească rodul suferințelor Lui, vor fi oameni care vor aduce închinare, laudă, cinste, glorie Împăratului Slavei. Pentru că El însuși a cerut națiunile pentru El. Cerem! Tatăl îi spune Fiului, cerem și îți voi da națiunile de moștenire. Și Fiul a cerut națiunile de moștenire. Dragilor, când Fiul lui Dumnezeu mijlocește, Tatăl răspunde din ceruri și din orice seminție, din orice națiune, din orice limbă, din orice etnie. Vor fi oameni care se vor închina și vor adora pe Fiul lui Dumnezeu. El este vrednic. El este vrednic. El este vrednic. Țin minte acest lucru. Țin minte acest lucru. Un tânăr șmecher a mers la unele dintre cruciadele lui, David Yonggi Cho, și a vrut să demonstreze că tot ce face David Yonggi Cho este așa un fake și nu este de la Dumnezeu și că este mai degrabă un șarlatan decât un om al lui Dumnezeu. Și a vrut să demonstreze că vindecările lui nu sunt de la Domnul. Tânărul ăsta cu un tupeu murdar s-a pus într-un scaun cu rotile și după ce omul lui Dumnezeu a predicat, a mers să se roage pentru cei ce erau în scaune cu rotile. Și el a vrut să demonstreze că de fapt el nu avea nimic, nu era bolnav, și a vrut să demonstreze că de fapt Dumnezeu nu există și că ceea ce face omul Dumnezeu e așa o joacă. Și omul Dumnezeu s-a dus și când și-a pus mâna peste el, a spus, pentru că ai încercat să minți pe Duhul Sfânt, vei rămâne în scaunul ăsta cu rotile. Scumpilor, închinarea nu este joacă. Închinarea trage ori favor, auziți? Închinarea trage ori favorul lui Dumnezeu, ori judecata lui Dumnezeu. Noi vrem favorul lui Dumnezeu în această conferință. Vrem deschiderea cerurilor. Vreau să știți că Dumnezeu nu va veni într-un loc în care nu este onorat. Nici un împărat nu merge într-un loc în care nu este onorat. De aceea împăratul trebuie onorat. El este vrednic să fie onorat. Sărutați pe Fiul. Sărutați pe Fiul. Să dați cinste Fiului. Spune Psalmul 2, sărutați pe Fiul ca să nu se mânie. Țin minte când eram într-o zi în casă de rugăciune și stăteam înaintea Domnului și Dumnezeu doar mi-a pus această întrebare: crezi că Dumnezeu va veni într-un loc în care nu este onorat? Și am știut clar în inima mea că în inima mea este un domeniu în care El nu este onorat. Când Dumnezeu pune întrebări, nu pune întrebări că nu știe ce este noi, ci pune întrebări să ne conștientizeze pe noi de locul în care suntem. Și am știut că Dumnezeu vrea să atingă ceva în inima mea în ziua aia. Dragilor, chiar împărații pământului aveau acest obicei. Chiar dacă era cu familia, cu fiii lui, cu soția lui, în locul, în camerele lui intime, când împăratul mergea să șadă pe tron, toată lumea trebuia să stea plecată cu fața la pământ, cu fruntea să atingă podeaua, până când împăratul spunea, poți să mă privești, poți să te uiți la mine. Asta era poziția în care toți așteptau că el să intre în sala tronului. Și oamenii au învățat să respecte și să onoreze
împărații pământului, vreau să știți, Iisus Hristos a fost întronat ca și rege peste toți regii, ca și împărat peste toți împărații. El a fost găsit vrednic să primească acest titlu, acest onoare, această onoare din partea întregului cer. Și Tatăl a rostit acest lucru peste El. Și în vremurile din urmă se vor agita națiunile și este o agitație și este un complot împotriva Fiului Lui Dumnezeu. Dar vreau să știți, ceea ce Tatăl a hotărât rămâne în picioare. Ori te aliniezi cu hotărârea Lui Dumnezeu, cu descoperirea, cu planul Lui Dumnezeu, ori vei sta împotrivă. Dar ceea ce El a hotărât va rămâne în picioare. De aceea aș vrea clipele care urmează să-L onorăm pe Fiul Lui Dumnezeu. Vreau să ne plecăm pe genunchi înaintea Lui. El este vrednic să ne murdărim hainele, înțelegeți? El este vrednic să ne murdărim hainele și să stăm înaintea Domnului să recunoaștem domnia Lui, ok? Lucrul ăsta este un lucru benevol, ok? Nu vă pun eu să vă îngenuncheați, dar dacă ești în acel loc în care îl onorezi pe Dumnezeu, El este vrednic să fie onorat. El este vrednic să fie onorat și vreau să-L onorăm. Trebuie câteva clipe să-L onorăm pe Regele Universului în mijlocul nostru și să spunem, Doamne, Tu domnești peste viața mea, sunt un umil slujitor al Tău. Sunt un umil slujitor al Tău. Și vreau să Te slujesc pe Tine. Și mă plec înaintea Ta și recunosc că Tu ești stăpânul și că eu sunt robul. Și unul dintre lucrurile care le fac uneori e să stau dimineața înaintea Domnului să spun, Doamne, cum pot să Te mulțumesc azi? Ce este în inima Ta ca eu să împlinesc ca și slujitor, ca și rob al Tău? Cum pot să slujesc inimii Tale azi? Pentru că aș vrea să-ți găsești plăcerea în mine ca și rob al Tău. Noi suntem robi din dragoste. L-am lăsat pe Domnul să străpungă urechea noastră și mai mult să străpungă inimile noastre. Și vrem să slujim pe El pentru că El ne-a străpuns inima cu dragostea Lui. De aceea să dăm cinste și onoare Regele Universului. Dă cinste și onoare Regele Universului. El este vrednic. El este vrednic. El este vrednic. Aleluia, Tu ești vrednic, Iisus. Și noi recunoaștem și mărturisim acest lucru. Tu ești vrednic să primești închinarea noastră. Și noi Te onorăm în acest loc. Tu să domnești. Tu să domnești în viețile noastre. Doamne, domnia Ta peste noi nu vrem să fie doar pe buzele noastre. Domnia Ta peste noi vrem să fie în inimile noastre. Vrem să fie în acțiunile noastre. Vrem să fie în trăirea noastră. Vrem să fie în atitudinile noastre, în motivația noastră. Domnia Ta peste noi. Știu că împărăția Ta vine în locul în care Tu ești onorat ca și împărat. De aceea vrem să Te onorăm ca și împărat și ca și Domn al nostru. Și Te binecuvântăm pe Tine. Te binecuvântăm pe Tine. Aleluia. Aleluia. El este vrednic să primească onoarea fiecăruia dintre noi. Haideți să ne ridicăm, trebuie să luați loc. Slavă Lui, amin. Am avut un timp binecuvântat în prezența Domnului. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați făcut-o. Suntem onorați să fim la conferința asta. Anul trecut am privit-o la calculator. Atunci l-am văzut pentru prima dată pe Claudius
și anul ăsta ne-am întâlnit la o conferință aici în Timișoara, nu ne știam, nu ne-am întâlnit niciodată față în față. Atunci a fost pentru prima dată, ne-am conectat și am fost surprins de faptul cum Dumnezeu pune lucrurile împreună, cum Dumnezeu regizează toate lucrurile și am ajuns să fim prieteni, am ajuns să ne cunoaștem și să colaborăm și cred că colaborarea asta va dura. Vorbeam cu Cristi pe mașină, în drum spre Timișoara și am zis, extraordinar cum Dumnezeu face conexii. Ne-am conectat cu Cornel și pe el îl știm de mai mult, cu școala biblică, cu Claudius, cu Sani, cu mai mulți oameni din țara asta care vor mai mult din Dumnezeu, care vor mai mult din El, care s-au săturat de programe, s-au săturat de agende și vor ca Duhul lui Dumnezeu să curgă în biserică. Și eu cred că ceva se întâmplă, cred că ceva se întâmplă. La începutul anului 2012 am avut profeții și în biserica noastră mi s-a spus că anul 2012 va fi un an al scuturării, un an al clătinării, va fi un cutremur și Dumnezeu va da jos lucrurile care nu trebuie să fie acolo și cred că s-a scuturat mult în anul ăsta și Dumnezeu pregătește un drum nou pentru 2013. Nu suntem la voia întâmplării aici, cred că Dumnezeu are ceva special pentru națiunea asta, cred că Dumnezeu are ceva special pentru generația asta și dacă suntem astăzi aici, suntem datorită faptului că Dumnezeu privește înspre noi. Dar și datorită faptului că în anii 90, 90 și ceva, la începutul anilor 2000, 2002, 2001, 2003 încolo, au fost oameni care, atunci când nu se întrezărea nimic, au stat pe genunchi și s-au rugat pentru vremurile astea. Și aș vrea să onorăm în dimineața asta pe oamenii ăștia. Unul dintre ei, fratele Daniel Matei, și mă simt onorat să stau și să predic asta și să-l văd pe fratele Daniel că e aici și mă ascultă. Vă spun că am emoții, e și Claudius aici, e și Cornel și ăștia, toți sunt predicatori de mâna întâi. N-am făcut niciun studiu teologic, nu de asta am venit. Și, dar de fiecare dată când mă cuprind emoțiile, mă aduc aminte că-s fiu. Că-s fiu. Și fiul nu are niciodată nicio problemă în casă. El nu-i fiu pentru că are ce să dea, el nu-i fiu pentru că știe cum să vorbească, el nu-i fiu pentru că e bun în ceva, ci el-i fiu pentru că-i fiu. Și în dimineața asta sunt aici și suntem toți fii, amin? Vrem să-l onorăm pe fratele Daniel Matei, pe Cornel, pe Lee, nu cred că e astăzi aici, dar au fost oameni care la începutul anilor 90 au stat, au plătit un preț și s-au rugat pentru aceste vremuri. Îmi aduc aminte că eram într-o trupă, cântam într-o trupă de muzică pop, rock, nici nu știu cum s-o numesc și eram atât de deloviți din toate direcțiile, din toate părțile și s-a făcut o conferință la Șiria acolo și eu știu, concert, nu știu ce-a fost. Și atunci, pentru prima dată, l-am auzit pe Lee și-a predicat și am zis, omul ăsta e nebun. Îl știți pe Lee? Știți de cine vorbesc? De Lee? Puțin îl știți. Omul ăsta e nebun. Ce crede că va face în România? Mă uitam aici la biserica asta și vreau să vă spun că am făcut armată aici pe Popa Șapcă. Nu la pușcărie, mai era o unitate. Pentru cei care nu știți, sunteți mai tineri, era o unitate. Mai văd acolo pe cineva care a făcut la unitatea asta, la 1197, și treceam pe lângă biserica voastră și ziceam, Doamne, ce o să fie aici? Doamne, când o să se întâmple ceva? Când cu adevărat se va schimba ceva națiunea asta? Și chiar cred că Dumnezeu a schimbat lucrurile. Chiar cred că Dumnezeu a început să facă ceva în națiunea asta. Amin? Credeți asta? Haideți să-i onorăm pe oamenii ăștia. Vreau să-i binecuvântăm și să... Cornel, fratele Daniel, Lee, Sani nu e aici, am înțeles că a fost invitat, nu a putut să vină, dar sunt oameni care au plătit un preț, sunt oameni care s-au rugat pentru națiunea asta, pentru țara asta. Ok, haideți să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu în dimineața asta. Claudius îmi spunea că tema acestei conferințe va fi lucruri adânci și mă gândeam ce să vorbesc, ce să vorbesc la conferința asta. Și vreau să vă spun că anul ăsta a fost un cuvânt pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu și a fost ca o revelație pentru mine. Peste tot pe unde mă duc predic din cuvântul ăsta, pentru că pentru mine a fost cel mai tare cuvânt pe care l-am primit anul ăsta. L-am citit de multe ori, dar așa cum l-am înțeles anul ăsta, nu l-am înțeles niciodată. Și aș vrea să citim din
1 Corinteni, capitolul 2. Începând de la versetul 1. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Țineți minte asta că e important. N-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciune omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce vă propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cel ce iubesc. Nouă, însă, Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Dar după cum este scris, zice versetul 9, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. An la rând am crezut că lucrurile astea sunt lucrurile care ne așteaptă dincolo. Câți dintre voi ați crezut asta? Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Și ni s-o predicat și ni s-o spus mult despre porți de nu știu care, despre drumuri de aur ca sticla străvezie. Și aleluia, slavă Domnului pentru lucrurile astea, pentru că Biblia scrie despre ele. Și vom fi acolo și vom fi cu El o veșnicie și va fi extraordinar. Ne bucurăm pentru asta. Însă lucrurile despre care Pavel vorbește aici sunt altfel de lucruri. Pentru că în versetul 10 ni se spune, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit, ni le-a arătat. Care sunt lucrurile astea? Care sunt lucrurile adânci ale lui Dumnezeu pe care El ni le-a descoperit? Ne-am obișnuit cu lucruri de suprafață, ne-am obișnuit cu lucruri mărunte, ne-am obișnuit cu mediocritate. Mergem la biserică, cântăm, închinare faină, mergem acasă, după masă venim din nou la biserică, toate sunt bune și frumoase. Trece luni, trece marți, trece miercuri, joi, vineri, sâmbătă și din nou venim duminică și din nou e fain la biserică și o predică tare și super, e fain. Dar nu despre asta e vorba. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a descoperit nouă prin Duhul Său cel Sfânt. Sunt lucruri pe care le știm, sunt lucruri pe care le avem prin Iisus Hristos. Care sunt lucrurile astea adânci? În Ioan, capitolul 16, versetul 12 până la 15, Domnul Iisus spune așa: mai am să vă spun multe lucruri,
dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El, adică Duhul Sfânt, mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Din tot ce este al meu, asta vă va descoperi, Duhul Sfânt. Care sunt lucrurile despre care Pavel vorbește aici? Lucrurile care vin din Hristos. Lucrurile care sunt ale lui Hristos. El ne va descoperi toate lucrurile. Tot ce are Tatăl, zice Domnul Iisus, este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ce vă va descoperi? Din ceea ce este al meu. Mergem astăzi la biserică și atât de mult se vorbesc tot felul de metode, tot felul de formule, tot felul de teologii, tot felul de lucruri care și mai de care, care să ne ajute să trăim o viață sfântă, să trăim o viață neprihănită, să trăim o viață în promisiunile lui Dumnezeu, să apucăm promisiunile lui Dumnezeu, însă atât de puțin se predică Hristos în biserică astăzi. Eram la o seară de tineret odată și predica cineva acolo despre Samson și tot ce s-a predicat a fost frumos expus, totul despre Samson. Și la sfârșit a venit liderul de tineret și a zis, ce zici, ce tare predică. Și am zis, a fost tare predica, însă în toată predica asta n-am auzit odată numele lui Iisus Hristos. Cum să trăiești viața de creștin? Cum să intri în promisiunile lui Dumnezeu? Ce să faci? Cum să faci? Reguli peste reguli, legi peste legi. Și încercăm și eșuăm, și încercăm și eșuăm, și ne ridicăm și din nou cădem. Iisus este calea, Iisus este adevărul, Iisus este viața. Iisus este vindecarea, Iisus este mântuirea, Iisus este slujirea mea, Iisus este viața mea. Separat de Iisus nu putem să facem nimic. Vorbeam duminica trecută la noi la biserică și spuneam, viața de creștin nu e o viață greu de trăit, e o viață imposibil de trăit fără Hristos. Un bătrân spunea odată că cea mai grea cale ne-am ales-o, frate, cea mai grea cale ne-am ales-o, calea asta pocăinței. Vreau să spun că nu e cea mai grea cale, calea imposibil de mers pe ea fără Hristos. Iisus Hristos este centru. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, amin? Lucrurile adânci despre care vreau să vă vorbesc în dimineața asta sunt 1. Iisus Hristos. 2. Iisus Hristos. 3. Iisus Hristos. 1675. Iisus Hristos. Nu vreau să știu altceva între voi, zice Pavel, decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Cu ce ne hrănim? Cum încercăm să trăim? Ce predicăm? Psihologie? Liste? Legi? Formule? Domnul Iisus spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Adevărul este o persoană și adevărul Iisus Hristos. Adevărul este Iisus Hristos. Astăzi se folosește foarte multă psihologie, foarte multă psihologie, chiar în biserică, ca să determinăm anumiți factori, ca să vedem anumite răni, anumite lucruri din viețile oamenilor, dar atât de puțin îl predicăm pe Hristos, Cel care poate să schimbe, să elibereze, să vindece. Stăteam cu Ron Brown la o masă, acum nu de mult. Îl știți pe Ron Brown? Unii dintre voi îl știți. Și l-am întrebat, Cristi de fapt l-a întrebat, care-i formula cea mai bună pentru consiliere, pentru a ajuta oamenii X, Y, Z? Și el mi-a spus, sunt foarte bune toate, sunt foarte bune, dar nu folosesc niciuna dintre ele, pentru că nu o metodă aduce vindecare în viața unui om. Nu o formulă aduce vindecare în viața unui om, eliberarea, puterea lui Dumnezeu,
ci singur Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Și atunci când mă confrunt cu un om care, când stau față în față cu un om care se confruntă cu tot felul de probleme, stau și îl întreb pe Duhul Sfânt, care e problema acestui om? Unde sunt rănile lui? Care e durerea lui? Despre ce e vorba aici, Doamne? Și Dumnezeu îi descoperă lucrurile adânci din viața acelui om. Putem să facem școli, putem să facem teologie, putem să facem tot felul de formule. Vreau să vă spun că fără Hristos nu putem face nimic. Biblia predicată fără Iisus Hristos e o carte de istorie. De ce vă predic lucrurile astea? Pentru că ceea ce mi-a schimbat mie viața a fost Iisus Hristos. Am mers ani de zile la biserică, am cântat, am fost pe prima linie acolo, dar nu l-am cunoscut pe Iisus Hristos. N-am cunoscut harul lui, n-am cunoscut dragostea lui, n-am cunoscut ceea ce are el pentru mine, n-am cunoscut inima lui. Și tot timpul știam că Dumnezeu e un Dumnezeu supărăcios, un Dumnezeu care stă cu bâta, un Dumnezeu care e gata să mă pleznească, un Dumnezeu care atunci când am greșit, e acolo pentru mine cu joarda. Însă am descoperit dragostea lui Dumnezeu și viața mea s-a schimbat. Am fost dependent de multe lucruri, și n-am putut să scap. I-am promis lui Dumnezeu de enorm, am pus pe genunchi și am spus, Doamne, de anul ăsta mă schimb total, nu mai fac asta, Doamne, îți promit. Îmi aduc aminte într-un revelion, aproape ca și acum, stăteam la ora 12 noaptea și mă rugam și făceam promisiuni lui Dumnezeu, mă schimb, Doamne, o să fiu un băiat extraordinar, o să vezi, Doamne. Și când am ieșit, pe la ora 2 și am plecat, am căzut din nou și mi-au trebuit 3 săptămâni să-mi revin din starea aia. Doamne, ți-am promis și n-am putut să schimb nimic în viața mea. Când am înțeles dragostea lui Iisus Hristos, când am înțeles dragostea lui Dumnezeu pentru mine, lucrurile astea s-au schimbat. Am simțit cum dependențe cad de peste viața mea, fără să mai promit nimic, fără să mai fac eu juruințe, fără să mă mai strofoc eu. Au căzut pur și simplu, pentru că Hristos este adevărul și adevărul eliberează. Și când îl predici pe Hristos și mi s-a predicat Hristos și am fost umplut de Hristos și mintea a fost umplută de Hristos și inima mea a fost umplută de Hristos, e imposibil ca legăturile să nu cadă, pentru că Hristos a venit să nimicească lucrările celui rău. Nu o teorie, nu o teologie, nu, ci dragostea lui Iisus. Nu mai citiți Biblia cu vălul pe ochi. Vreau să vă spun că ori de câte ori predicăm Vechiul Testament fără perspectiva Hristos, nu vom naște niciodată nici neprihănire, nici fi, ci vom naște robie. Pentru că asta a făcut legea. Legea vorbește despre Iisus Hristos. Vechiul Testament, prorocii vorbesc toți despre Iisus Hristos. Singura cale de izbândă pentru noi este Iisus Hristos. Aș vrea să vă citesc ceva din 2 Corinteni, capitolul 3. În adevăr, de la versetul 11, în adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ceea ce este netrecător. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise care își punea o maramă peste față pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Ce era trecător? Legea era trecător. Își punea o maramă peste ochi pentru ca copiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte, că și până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată.
când citești Vechiul Testament, pentru că aici se vorbește despre cele cinci cărți ale lui Moise din Vechiul Testament, primele cinci cărți, dacă le citești fără perspectiva Hristos, vei fi acoperit cu o maramă peste față și nu vei înțelege niciodată adâncimea puterii lui Dumnezeu. Nu mai citim Biblia. Haideți să citim Biblia întotdeauna din perspectiva lui Hristos. Am auzit atâtea deformații, am auzit atâtea teologii greșite despre faptul cum Dumnezeu ne cere copiii să ni sacrificăm, despre faptul cum Dumnezeu aduce boală în viețile oamenilor, despre faptul cum Dumnezeu este un tiran care ne face și ne dă și ne drege. Pentru că n-am înțeles niciodată perspectiva Hristos. Am citit de multe ori Iov și am făcut o teologie pe Iov. Și vin mulți frați astăzi și spun, dar cum Domnul a permis asta lui Iov? De ce nu m-ar permite asta în viața mea? Și este acolo unul dintre prietenii lui care vine și spune, Domnul face rana și Domnul o și vindecă. Știți cine e prietenul ăsta? Un prieten care a vorbit multe prostii. Citiți Iov și o să vedeți. Există însă un prieten al lui Iov, Elihu, care vine și vorbește despre Iisus Hristos, care vine și vorbește profetic despre ce are să vină. Dacă va fi măcar un înger, unul din miile de îngeri care să vină și să ia toată povara. Și vorbea despre Iisus Hristos. Aleluia, slavă Domnului pentru că acest înger, Iisus Hristos, a venit să ia boala, să ia suferința, să ia păcatul, să ia toate lucrurile murdare din viața mea și mie să-mi dea viață. Iisus Hristos este totul. Iisus Hristos este viață. Iisus Hristos este puterea mea. Iisus Hristos este vindecarea mea. Nu mai încercați să vă trăiți viața fără Hristos. Galateni 2:20 spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine. An la rând s-a vorbit despre ideea asta, imitați-o Cristi, imitați-L pe Hristos. Vreau să spun că niciodată nu pot să-L imiți pe Hristos. Singura cale prin care poți să fii ca Hristos este să lași pe Hristos să-și trăiască viața Lui prin tine. Noi n-am fost puși separați de Hristos. Biblia zice în Romani că am fost răstigniți împreună cu Hristos. Ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu El și ne-am făcut una cu El și printr-o înviere. Noi am murit împreună cu Hristos, dar am și înviat împreună cu Hristos și ne-am contopit, suntem împreună. Și Galateni 2:20 spune exact lucrul ăsta. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Viața mea veche s-a dus. Viața aia prin care încercam să-L mulțumesc pe Dumnezeu. Viața aia în care încercam să fac eu ceva. O murit. Și acum trăiesc o viață nouă, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința? În Fiul lui Dumnezeu scrie în Bibliile noastre. În original știți ce scrie? În credința Fiului Iisus Hristos. În credința Lui. Credința care El a pus-o noi este credința Lui. Ați auzit ideea? N-ai credință, frate, să ți se mărească credința. Cum e credința lui Iisus? Știu că vă tulbur pe mulți dintre voi, însă vreau să vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și la adevărul Lui, pentru că asta ne cheamă, la asta ne cheamă Dumnezeu. Cum este credința lui Iisus Hristos? Maximă. Credința care mută munții. Credința care schimbă lucrurile. S-a întâmplat ceva de la ceea ce le spunea Iisus Hristos ucenicilor. Între timp s-a schimbat ceva. Iisus Hristos a murit. Iisus Hristos a murit și împreună cu Iisus Hristos a murit și viața noastră veche. Viața prin care încercam să-L împlinim și să-L mulțumim și să atingem standardele lui Dumnezeu. Și acum viața pe care o trăim este viața lui Iisus Hristos prin noi. Ai puterea pe care Iisus Hristos a avut-o. Ai gândul lui Hristos. Biblia spune lucrul ăsta, am citit în dimineața asta. Avem gândul lui Iisus Hristos în noi. Avem puterea pe care Iisus Hristos a avut-o. Avem puterea care L-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți. Este noi.
Nu prea credeți. Asta spune cuvântul și n-am venit în dimineața asta să predic altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Am fost chemați să fim purtători ai gloriei lui Dumnezeu, pentru asta am fost creați. Am fost creați să purtăm gloria lui Dumnezeu în orice loc și să aducem puterea Lui și împărăția Lui în orice loc. Astăzi biserica a pierdut din vizor lucrul ăsta. Și ca să înțelegem lucrurile astea, aș vrea să vă spun o istorioară, o spun în multe locuri și unii dintre voi poate ați mai auzit-o. Ca să înțelegem clar scopul pentru care Iisus Hristos, pentru care Dumnezeu ne-a creat pe pământul ăsta. O mamă împreună cu băiețelul ei se pregătea să meargă în oraș. L-a îmbrăcat frumos, l-a aranjat și a spus, du-te, așteaptă-mă în curte, voi veni imediat, vom merge în oraș, ne vom duce în parcul de joacă de distracții, o să ne dăm cu hinta pe tobogan, o să ne distrăm. Așteaptă-mă cu minte până mă termin și eu. Când vine mama, gata să plece în oraș, găsește copilul într-o baltă cu noroi, se juca și toate hainele i s-au murdărit. Supărată mama îl ia, îl bagă în casă, îi dă jos hainele, îl spală, îl curățește, îi dă haine noi și acum nu mai stă nici un minut pe gânduri, ci merg în oraș. De ce v-am spus lucrul ăsta? Scopul a fost care? Să meargă în oraș, așa-i? Între timp s-a întâmplat ceva. Copilul s-a murdărit. Copilul a ales să se joace într-o baltă. Era nevoie de o spălare, era nevoie de o curățire. Scopul inițial nu a fost spălarea, nu a fost curăția. Scopul a fost să meargă în oraș. Acum vă întreb ceva, dacă mama lui s-ar fi oprit doar la spălare, la curățare, și-ar fi atins scopul vreodată? Să-l spele, să-l curățească și acum să-l pună la laptop, să stea, no, gata, te pedepsesc, stai aici, nu mai mergi în oraș. Nu și-ar fi atins scopul niciodată. Și acum să ne întoarcem la noi. Scopul pentru care am fost creați este să aducem gloria lui Dumnezeu și să fim reprezentarea Lui pe pământul ăsta. Între timp s-a întâmplat ceva. Omul a ales să se joace cu păcatul. Omul a ales să stea într-o baltă și să se murdărească. Și era nevoie de sânge, era nevoie de curățare, era nevoie de spălare. Dar nu ăsta a fost scopul principal. Lucrul ăsta a fost un pas premergător pentru a ajunge din nou în poziția în care gloria lui Dumnezeu să fie peste noi, în care gloria lui Dumnezeu să fie cu noi, în orice loc al pământului. Asta a fost scopul lui Dumnezeu pentru care ne-a creat. Gloria Lui! Întotdeauna e vorba despre El, întotdeauna e vorba despre gloria Lui, întotdeauna e vorba despre măreția Lui, despre slava Lui. Era nevoie de o spălare, era nevoie de o curățare. Însă mulți creștini fac din asta finish-ul. Am fost spălați, am fost curățați, am fost iertați și asta e totul. Avem biletul, mergem în cer. Doar despre asta e vorba. Și toată viața noastră e o pregătire pentru cer. Vreau să vă întreb ceva. Înainte de a pleca Iisus Hristos la cer, ce-o spus? Ce-o spus? Mergeți. Veți primi o putere și apoi mergeți, și apoi mergeți, vindecați, eliberați, înviați din morți, mergeți! Avem biletul și așteptăm răpirea. Și minunat, vreau să mă înțelegeți, nu sunt extremist, cred în venirea lui Iisus Hristos, pentru că Biblia spune despre asta. Și aștept să vină asta. Însă, vreau să vă spun că bolnavii sunt aici jos pe pământ, nu sunt în cer. Demonizații, legați, încătușații sunt aici pe pământ, nu sunt în cer. Gloria și puterea lui Dumnezeu nu trebuie demonstrată sus în cer, pentru că acolo recunoaște toți.
Și Claudius vorbea aici în timpul închinării despre măreția lui Iisus Hristos și despre recunoașterea asta. Gloria lui Dumnezeu trebuie arătată aici, pe pământul ăsta. Gloria lui Dumnezeu trebuie demonstrată aici. Și Iisus Hristos, Dumnezeu, a ales o facă prin noi. Nu știu de ce a ales asta. Dar El a ales asta. El spune în cuvântul Lui că a ales ca prin biserică să-și arate puterea. Prin biserică. În Efeseni scrie că noi suntem plinătatea celui ce plinește totul în toți. Noi suntem extensia lui Iisus Hristos pe pământul ăsta. Nu știu de ce a ales asta El, dar a ales și El e Dumnezeu și liber să aleagă. V-ați pus vreodată întrebarea de ce Dumnezeu nu ne-a creat direct în cer? De ce după ce am fost născuți din nou, băgați în apa botezului și ieșiți de acolo curați ca lacrima, noi nouți, gata pentru cer, de ce nu ne-a luat Iisus Hristos atunci la cer? Dacă ăsta e scopul etern. Vreau să, încă o dată, să nu mă înțelegeți greșit. Iisus Hristos vine după mireasa Lui și vine după o mireasă fără pată, fără zbârcitură. Și în curând se va întâmpla lucrul ăsta. Însă scopul pentru care Dumnezeu nu ne-a luat încă la cer, scopul pentru care noi suntem încă aici, pentru că gloria și lumina Lui trebuie să fie vizibilă. În Timișoara, în Arad, în Cluj, în București, în Baia Mare și peste tot în lumea asta. Pe acest pământ stăpânește cineva care nu are dreptul să stăpânească. Și Iisus Hristos a spus, El este stăpânitorul acestei lumi. În Apocalipsa, bisericii din Pergam, îi se spune, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al lui Satan. Pe acest pământ, cineva tronează, cineva domnește. Și nu-i locul lui acolo. Iisus Hristos cel mai mult a vorbit despre împărăția Lui. Și astăzi atât de puțin se vorbește despre împărăția Lui. Iisus Hristos vrea să ducem împărăția Lui până la marginile pământului. Prea puțin înțelegem rugăciunea Tatăl nostru și am cântat-o în dimineața asta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vreau să vă spun ceva. În conceptul iudaic, când un adevăr vrea să fie pronunțat, se folosește întotdeauna două fraze. Prima vorbește, iar a doua vine și o completează și spune același lucru. Chiar dacă par diferite. Vie împărăția Ta, adică să vină împărăția Ta, înseamnă ca voia Ta care este în ceruri să se facă pe acest pământ. Asta e voia lui Dumnezeu. Iisus Hristos ne-a învățat să ne rugăm asta. Este voia lui Dumnezeu astăzi împlinită pe acest pământ? Am rămas traumatizat săptămâna asta când am văzut dezastrele pe care omenirea le-a făcut împreună cu stăpânitorul acestei lumi. Bombe atomice, războaie. Fete prin India și prin Asia care de la 14 ani sunt obligate să se prostitueze. Copii care mor de cancer în spitalele din România, copii la 5, la 6 ani. Mi s-a rupt inima când am văzut lucrul ăsta și am zis, Doamne, unde-i voia Ta din ceruri? Unde-i voia Ta din ceruri, Doamne? Mai mult ca oricând anul ăsta Dumnezeu mi-a vorbit despre împărăția Lui care trebuie să vină și vreau să vă spun că până când Iisus Hristos va veni, vom vedea minuni. Vom vedea semne, vom vedea cum împărăția Lui vine, vom vedea cum împărăția Lui vine și voia Lui care este în ceruri se face pe pământ.
Este boală în cer? Asta e voia lui Dumnezeu pentru pământ. Este eșec în cer? Este divorț în cer? Este păcat în cer? Asta e voia lui Dumnezeu pentru locul ăsta. Pentru că Dumnezeu vrea să-și arate gloria și puterea Lui pe pământul ăsta. Întreg universul îl audă pe Dumnezeu. Întreg universul recunoaște pe Dumnezeu. Colțul ăsta din univers, pământul, este un loc în care Satan a venit și și-a așezat scaunul lui de domnie. Dar și pământul va recunoaște că Iisus Hristos este Domn. Și știți că Dumnezeu a ales asta să facă prin noi? Trezire înseamnă manifestarea împărăției lui Dumnezeu pe pământul acesta. Trezire înseamnă manifestarea. Ne rugăm de ani de zile pentru trezire. Vreau să vă spun că trezirea e în voi, în fiecare. Trezirea e în noi, în fiecare. Trebuie doar să mergem acolo unde Iisus Hristos ne-a trimis. Aș vrea să vă facă Duhul lui Dumnezeu conștienți în dimineața asta că biserica trebuie să aibă impact. Biserica trebuie să schimbe atmosfera. Biserica trebuie să fie altceva decât ceea ce e astăzi. Biserica nu e un loc în care ne adunăm niște ciudați, cântăm, plecăm, venim. Biserica nu e un club. Biserica e mai mult decât atât. Biserica e ceva ce se mișcă. Biserica nu e anonimă. Biserica nu se ocupă cu lucruri de suprafață. Biserica merge în lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și știu că am auzit despre experiențele fratelui Daniel, pe unde a mers, prin misiunile pe care le-a făcut. Am auzit nu de mult minunea pe care Dumnezeu a făcut-o aici, când trebuia să vină acoperișul și nu a venit și n-au mai fost bani. Nu știu dacă e așa, dar am auzit lucrul ăsta, fratele poate să confirme. Când fratele a venit și s-a rugat și a chemat acoperișul în ființă și bani în ființă. Vreau să vă spun că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al puterii. Dumnezeul nostru nu-i limitat. Din păcate, biserica astăzi îl limitează pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este limitat undeva, este limitat în biserică. Dracii cred și se înfioară, zice Biblia. Biserica nu mai crede astăzi. Și Domnul și Biblia ne întreabă, va găsi Fiul omului când va veni credință pe pământ? Ce credem astăzi? Suntem chemați să aducem gloria lui Dumnezeu. Biserica e un factor decisiv în politica țării. Nu pentru că trebuie să ne implicăm acolo, ci pentru că trebuie să stăm pe genunchi și să ne rugăm. Biserica trebuie să schimbe destinul acestei țări. Nu va schimba nici Europa, nici America, nici guverne. Biserica împreună cu Hristos va schimba destinul acestei țări. Dumnezeu este în control. Dumnezeu este cel care ține pământul ăsta în mâna Lui. Ne uităm cu așteptări la tot felul de lucruri și nu vin. Dar numai unde trebuie nu mergem. Biserica e chemată să schimbe atmosfera. Dumnezeu își arată puterea astăzi prin biserică. Și aș vrea să vă întreb ceva. De ce credeți că biserica astăzi, din Europa și din România, nu atinge lucrurile astea? Nu a ajuns să experimenteze puterea lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu vrea să o experimentăm? Pentru că nu avem fonduri? Europa e binecuvântată și avem fonduri mai mult ca niciodată. Nu avem tehnologie? Uitați-vă! Peste tot e tehnologie și încă de clasă înaltă. Nu avem resurse? Avem mai mult decât niciodată. Pentru prima dată când am auzit despre școală de profeție, am întrebat, Doamne, dar ce o mai fi și aia școală de profeție? Auzi, mergi acolo și te învață să profețești. Cum e asta, Doamne? Sigur, eram în sistemul religios și nu înțelegeam multe lucruri. Școală de vindecare, școală de eliberare,
școală de evangelizare, școală de predicare. Avem resurse, avem literatură mai mult decât am avut oricând. Avem școli. Nu avem învățătură, avem. O să-mi spuneți, nu avem putere. Și când spunem lucrul ăsta, știți ce spunem? Iisus Hristos nu și-a ținut cuvântul. Câți dintre voi ați fost la conferința de foc care a fost aici la Timișoara, când fratele Bonchi a fost? Ridicați o mână. Am ascultat într-una din zile, am fost în fiecare zi aici și ceva s-a întâmplat în viața mea după ce am fost aici la conferință. Acea ungere a venit peste viața mea și n-am mai putut să stau legat, n-am mai putut să stau într-un loc, a trebuit să ies și să ating lucrurile mai adânci ale lui Dumnezeu. Când spunem că nu avem putere, de fapt spunem că Iisus Hristos nu și-a ținut cuvântul. În Ioan 14, cu 16, Domnul Iisus spune așa: eu voi ruga pe Tatăl, eu voi ruga pe Tatăl, eu, Iisus, voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și cine e acest mângâietor? Și anume Duhul adevărului. Îl ascultă Dumnezeu Tatăl pe Iisus Hristos? Îl ascultă? O trimis puterea de care avem noi nevoie? Amin. E aici. Ioan, 1 Ioan 2 cu 20. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt. E cuvântul lui Dumnezeu, fraților. Voi ați primit ungerea din partea celui sfânt. Voi o aveți, ați primit-o. Am citit astăzi, voi aveți gândul lui Hristos. Îl aveți. În Ioan, capitolul 1, cu versetul 16, zice: am primit din plinătatea lui Hristos și har după har le-am primit. Noi toți, zice acolo, am primit din plinătatea lui Hristos și har după har. Credeți lucrul ăsta că l-avem în noi? Credeți că Dumnezeu îl ascultă pe Iisus Hristos? Câți dintre voi sunteți botezați cu Duhul Sfânt în locul ăsta? Aleluia! Ați primit puterea lui Dumnezeu. E în voi! E în voi! Un cuvânt profetic a venit într-una din zile, cineva s-a rugat pentru mine și îmi spunea: Dumnezeu să te folosească, prin PECO, prin parcări, pe nu știu unde, Dumnezeu să te folosească. O să încep să te rogi pentru oameni, o să încep să vestești Evanghelia. Și m-am speriat când am auzit lucrurile astea. Și am zis: Doamne, sunt atât de departe lucrurile astea, când se va întâmpla asta? Și eram într-o dimineață la Real, în Arad, și eram acolo și când am ieșit să merg înspre casă, undeva jos o fată stătea și era aproape gata. Avea astmă și era necată, pur și simplu era necată. Era cu prietenul ei lângă ea, speriați amândoi, și Duhul lui Dumnezeu a venit dintr-o dată și a zis: du-te și te roagă pentru ea, acum! Și am zis: Doamne, nu cred că am puterea asta. Du-te și te roagă pentru ea. Du-te și te roagă pentru ea. Era lume mult adunată deja acolo. Și m-am apropiat timid. Puterea lui Dumnezeu era aici. Ungerea era aici. Dumnezeu a zis: du-te! Și m-am dus. Și când am ajuns aproape de ei, am uitat la prietenul și am zis: ați chemat salvarea? Și a zis: da, vine imediat. M-am întors și am plecat. Tot drumul până acasă, Duhul lui Dumnezeu mă măcina. A fost vremea despre care ți-am vorbit, zicea Duhul lui Dumnezeu, să te rogi, pentru că gloria mea trebuie să fie, gloria mea trebuie să fie vizibilă. Gloria mea trebuie să fie vizibilă prin parcări, în oraș, în piață, la lucru, oriunde. Începe și vă rugați pentru oameni, pentru că gloria Lui e în voi, puterea Lui e în voi.
Nu cunoaștem puterea care o avem în noi. Eram în tabără și întotdeauna eram intimidat de ceea ce vedeam acolo, că întotdeauna erau oameni puternici. Și am zis, Doamne, eu ce să caut acolo? Cum să mă rog eu? Și Cornel venea și zicea, hai și tu, Maru, și te rogă. Dar nu mă rog, că nu pot să mă rog pentru oameni. Voi aveți ungere. Ronald striga într-un fel, Mar dincolo, Cornel dincolo. Am zis, Doamne, ce să caut eu aici? Nu sunt capabil eu pentru asta. Și la începutul acestei tabere au venit Marc, Ronald, Cornel și s-au rugat pentru mine și pentru Cristi. Și Marc a venit și mi-a spus, puterea e în tine. Puterea e în tine. Nu-ți mai fie frică, puterea e în tine. Amin. Și a venit din nou slujirea și a zis, hai și te roagă pentru oameni. Și primul om pentru care m-am rugat, m-am pus mâna peste el și am început, pum, jos. A zis, no, ce-am făcut? N-ai făcut tu nimic. Este puterea lui Dumnezeu. Și atunci când acționezi în credință și în ceea ce cuvântul lui Dumnezeu îți spune, se întâmplă, pentru că nu ești tu, este Hristosul din tine. Hristosul vieții, Hristosul mântuirii, Iisus Domnul nostru este noi. Și puterea care l-a înviat pe Iisus Hristos este în noi. Cineva spunea odată, altcineva spunea, eu n-am văzut niciodată vreun mort înviat. Și l-a întrebat, dar de câte ori te-ai rugat pentru un mort? N-ai cum să vezi morți înviind dacă nu te rogi pentru ei. N-ai cum să vezi oameni vindecați de cancer dacă nu te rogi pentru ei. Și știu că mulți dintre noi am avut eșecuri. Chiar anul ăsta am mormântat pe cineva în biserica noastră. Ne-am rugat 2 ani de zile ca Dumnezeu să o ridice. Și nu știu de ce. Nu știu de ce. O murit. Însă vreau să vă spun că lucrul ăsta m-a întărit și mai tare, pentru că la mormânt acolo, când am stat acolo, Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit. Și a spus, pe Lilia ați îngropat-o, dar pe mine nu m-ați îngropat. Vă ridicați și chiar dacă ați pierdut o bătălie, Iisus Hristos este același. Continuați și vă rugați pentru oameni, continuați și vă rugați pentru bolnavi. Eu voi face semne mari și minuni prin voi. Este ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Avem putere, avem ungere, avem tehnologie, avem totul. Știi ce ne lipsește? O minte înnoită. O minte nouă, o minte care este cu adevărat mintea lui Hristos. Suntem limitați de gândirea noastră. De ce în Africa se întâmplă? De ce în America de Sud se întâmplă? Pentru că n-au o gândire seculară, pentru că n-au o gândire bazată pe o logică umană. Acolo când ai spus Hristos te vindecă, amin, o primit și vindecarea a venit. Suntem limitați de gândirea noastră. Ne-am născut cu o gândire omenească și Biblia zice, astăzi am citit, omul firesc nu poate să primească lucrurile Duhului. Ce înseamnă om firesc? Multă vreme am crezut că om firesc e omul în blugi, care predică în blugi și cu mâna în buzunar. Om firesc e omul care... Și ni s-a spus, bă, dar sunteți firești, ați băgat tobe în biserică, dar nu sunteți firești voi cu asta? Și, no, femeile, uite, firești. Cum poate să fie asta? Fără cravată, fără batic, fără costum. Sunteți firești, mă, ca lumea sunteți. Și Biblia zice să nu vă potriviți chipul. Sunteți atât de firești. Știți ce înseamnă om firesc? După Biblie vă spun, nu după ce zice unul și altul și după ce credem noi. Omul firesc este acel om care nu-i duhovnicesc. Omul firesc este omul care se bazează pe lucrurile firii. Omul care se bazează pe o gândire rațională. Ăsta e omul firesc. Omul care gândește cu o minte carnală, ăsta e om firesc. Și omul firesc nu poate să primească niciodată lucrurile Duhului. Îi spui și el începe să facă schițe în capul lui și să calculeze. Dar nu despre asta e vorba. Nu pot să-ți explic cum Iisus Hristos m-a mântuit. Nu pot să-ți explic de ce o picat la jos. Nu pot să-ți explic cum Iisus vindecă. Nu pot să-ți explic cum a înviat Iisus din morți. Dar știu un singur lucru. Duhul lui Dumnezeu a făcut toate lucrurile astea. De ce să avem o minte rațională? Pentru că ne naștem cu ea, pentru că ne-am antrenat în asta, pentru că școlile ne-au făcut atât de căpoși. Și așa de greu să predici unor oameni cu cap mare, pentru că nu pot să primească lucrurile Duhului, lucrurile adânci. Ne-am născut cu mintea asta, însă vreau să vă spun că atunci când ne-am născut din nou, am primit o altfel de gândire. Avem gândul lui Hristos, amin? Gândul lui Hristos niciodată nu-i limitat.
Și vreau să vă citesc din Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi ce? Bine, voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce spune versetul ăsta? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Din nou, ce înseamnă chipul veacului acestuia? De ce-i caracterizat chipul veacului acestuia? De ce-i caracterizat? Frică? Egoism? Interes propriu? Corupție? Minciună? Logică umană? Confort? Toate lucrurile astea caracterizează chipul veacului acestuia. Nu blugi, nu geaca, nu tricou, nu pantofi. Frică, egoism, confort, dorințe proprii. Asta caracterizează chipul veacului acestuia. Și Iisus Hristos spune, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți să deosebiți ce voia lui Dumnezeu, care cum e bună, plăcută și desăvârșită întotdeauna. Imaginați-vă două tabele, o gândire omenească, firească, chipul veacului acestuia și o gândire duhovnicească. Ucenicii să merg în barcă cu Domnul Iisus și la un moment dat se stârnește furtună și o gândire omenească le spune frică, tip, 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 semnal, alarmă, vă cufundați, muriți. O gândire omenească. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim, cum poți să dormi? Și vine cu învățătorul Iisus Hristos cu o gândire cerească, duhovnicească. Și spune, mare, taci, vântul oprește-te, furtună oprește-te, asta e gândire duhovnicească. Frică, auzim știri, auzim tot felul de lucruri și imediat ne panicăm, imediat intrăm în trepidații. Asta e o gândire omenească, o gândire după chipul veacului acestuia. Gândirea lui Hristos care o avem în noi, avem gândul lui Hristos, spune biruință. Biruință, biruință, favoare, n-are ce să ți se întâmple, epidemie, nu-i pentru tine, cancer, nu-i pentru tine. Cineva s-a dus odată la medic și a zis, medicul e suspectă de cancer. Și a spus, nu, cancerul e suspect în trupul meu. Trupul ăsta e templul Duhului Sfânt, nu poate să rămână aici în numele lui Iisus. Cancerul se oprește, astăzi, acum, aici, gândire duhovnicească, fără frică, hei. Amin? Generația fără frică, unde sunteți? Haleluia! Egoism, o mentalitate a acestei lumi. Totul e pentru mine, totul e pentru mine. Nu dau ca să am. O gândire dumnezeiască care este? Ca să am, trebuie să dau. Asta spune Biblia, ca să am, trebuie să dau. Ca să am, trebuie să dau și accentuez asta. Și am experimentat-o în viața mea. Lucrurile pe care eu le-am experimentat în viața mea nu mi le mai poate demonta nimeni. Ca să am, trebuie să dau. Și atunci când n-am mai avut nimic și am mai avut 200 de lei, Dumnezeu a zis, dă. Dă. Zis, Doamne, și pe ăștia, numai ce i-am primit, dă! Și am dat și Dumnezeu m-a binecuvântat de 1000 de ori mai mult. Exact în același moment Dumnezeu a vorbit altuia. Pentru că atunci când dai, Dumnezeu îți dă. E o gândire duhovnicească. Fraților, biserica e chemată să gândească Hristos. Biserica e chemată să gândească duhovnicește. Interes propriu. Dau din coate pentru că vreau să fiu mare. O gândire dumnezeiască. Ca să ajung sus, trebuie să fiu slujitorul tuturor. Toaletele trebuie spălate. M-am bucurat și am admirat și vreau să o binecuvântez pe sora care dimineața aici, la 8:30 a fost și mătura și curăța. Dacă ați găsit curat, e pentru că cineva s-a jertfit și mătura aici și face curat. Să fii binecuvântată, soră. Dumnezeu te va înălța nespus de mult. Asta e gândirea duhovnicească. Asta e gândire duhovnicească. Nu vă potriviți chipului via. Logică umenească. Apare problema, cum s-o rezolv? Ce vorbire în limbi, ce căzut, ce manifest, ce-s cu lucrurile astea? Vreau să vă spun că omul firesc nu le va primi niciodată. Întotdeauna îi va trebui explicație, formulă. Și nu o să poți să-i o dai. Invită-l în râu, bagă-l în râu acolo cu tine. Ca să nu-ți trebuie să intri în râu. Oricât ai socotit pe hârtie, nu o să știi niciodată să nu-ți până când te arunci în apă. Nu trebuie să gândești omenește, trebuie să gândești duhovnicește. Ce-a putut să înțeleagă omul ăla când i-a zis Iisus Hristos, vin aici, e surd și-a băgat de cele în urechi. Toată lumea s-a uitat și a zis, ăsta e nebun, ce face?
Ce poți să înțelegi? Vine Iisus Hristos și spune orbului, nu vezi, nu, n-o du-te, îl face cu noroi pe ochi și zice, n-o du-te și te spală acum. Ce înțelepciune e asta? Ce logică are asta? Dar știi de ce face Iisus Hristos lucrurile astea? Pentru că vrea să demonteze logica noastră, care e mai presus decât logica lui și decât gândul lui. Și când gândim noi, nu putem să primim. Când gândim Hristos, când gândim ca El, când ascultăm de El și împlinim ceea ce zice El, vom atinge lucrurile Lui, lucruri mărețe. Du-te, scaldă-te de 7 ori, Naaman. Dar odată n-ajunge, nici de 2 ori. Nici de 7 ori, da, de 7 ori. De ce? De aia. Du-te și te scaldă. Gândirea ta nu mai cântărește nimic acum. E vorba despre gândirea lui. Nu există o logică omenească aici. Există doar o experimentare a puterii și a gloriei lui Dumnezeu. Amin? Aleluia. Aș vrea să ne rugăm în dimineața asta. Poți să gândi ceva la clapă, cineva, Sami, nu știu, Cristi, care vreți. În primul rând, ca să intru în lucrurile astea, vreau să vă spun că nu avem nevoie de tehnologie mai multă. Nu avem nevoie de învățătură mai multă. Nu avem nevoie de școli mai multe. Chiar dacă toate astea sunt bune, învățați, cufundați-vă învățătură, mergeți la școli, luați legătura cu Cornel Bistrian, e o școală extraordinară și abia așteaptă să ajungeți acolo cât mai mulți. Dar e important să ne noim mintea. E important să înțelegem că Iisus Hristos și-a terminat lucrarea. Iisus Hristos și-a terminat lucrarea. Știi ce înseamnă vindecare interioară? Vindecare interioară înseamnă atunci când duci adevărul lui Hristos în zona în care tu ai problemă. Atunci vine vindecarea. Și știi care e adevărul? Că Iisus Hristos a plătit pentru fiecare păcat. Iisus Hristos a suferit pentru fiecare boală și pentru fiecare rană. Iisus Hristos la cruce și-a întins mâinile și a spus, s-a sfârșit. S-a sfârșit! S-a sfârșit! O lucrare terminată. O lucrare terminată. Tot ce trebuie să facem e să intrăm în această lucrare. Viața de creștin nu e o viață în care primim, ci o viață în care intrăm. E o viață în care intrăm în lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut deja prin Hristos. Trebuie să știi că ai această gândire nouă, e în tine. Și îți dau câteva cuvinte, 1 Corinteni 2:16, avem gândul lui Hristos, am citit astăzi. Ioan 1:16, noi toți am primit din plinătatea lui Hristos. 1 Ioan 2:20, dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru, auzi, orice lucru știți. Țineți minte asta. Atunci când crezi că ești în imposibilitate, Duhul lui Dumnezeu e acolo. El cunoaște toate lucrurile și El spune și tu știi toate lucrurile. Pentru că El va vorbi prin tine. Mă întâlnesc de multe ori la consiliere cu cazuri extrem de grele și zic, Doamne, acum vrei să mă blochezi? Acum vrei să mă pui pe tușă? Acum ce vrei cu mine? Și zic, Duhul Sfânt, dacă tu nu vii în seara asta aici, n-am ce să le dau oamenilor. Și vine Duhul Sfânt și pune exact degetul unde trebuie. Și știți care e frumusețea? De fiecare dată când îmi deschid gura și vorbesc de la Duhul, îmi vorbesc mie. Cea mai mare vindecare am primit-o când am consiliat pe alții. Cea mai mare vindecare în viața mea, cea mai multă vindecare am primit-o când am consiliat pe alții. Pentru că acolo am fost dependent de Domnul și am zis, Doamne, vino și spune. Și Dumnezeu vorbea și mă vindeca și pe mine. Extraordinar. 1 Corinteni 2:10. El ne-a descoperit toate lucrurile, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. 1 Corinteni 2:12, și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Asta e o informație. Lucrul ăsta trebuie să-l cred. Și când îl cred, se întâmplă.
cunoaștere, credință și revelație și apoi aplicație. Credința fără faptă e moartă. Dacă nu ne vom ridica niciodată să ne punem mâinile peste bolnavi, nu se vor vindeca bolnavi. Dacă veți fugi ca și mine de la real, nu veți vedea oameni vindecați niciodată. Eu știu că Dumnezeu îmi dă o altă șansă și o altă șansă, pentru că voia Lui, ca gloria Lui să vină și să curgă, însă trebuie să ne ridicăm. Haideți să ne ridicăm în picioare. E ok, Claudius? Vreau să vă mai spun câteva cuvinte și apoi aș vrea să ne rugăm pentru oameni. Iisus Hristos a făcut toate minunile pe care le-a făcut din perspectiva de om, și accentuez lucrul ăsta, din perspectiva de om cu o gândire cerească. Iisus Hristos era 100% om, în evrei scrie lucrul ăsta. El s-a făcut asemenea nouă, părtaș cărnii și sângelui, supus slăbiciunilor ca și noi, ispitit în toate lucrurile. Iisus Hristos era 100% om. Dar Iisus Hristos avea o gândire cerească și duhovnicească. Și acolo unde oamenii vedeau eșec, Iisus Hristos vedea o nouă posibilitate de a-L mări pe Dumnezeu și de a aduce glorie. Acolo unde oamenii văd faliment, copiii lui Dumnezeu văd o nouă posibilitate de a aduce gloria lui Dumnezeu și împărăția în locul ăla. Hristos spune despre sine în Luca 4: Eu sunt cel uns, Duhul Domnului este peste mine, m-a uns să vestesc Evanghelia, să duc vindecare, liberare. Cuvântul lui Dumnezeu spune același lucru despre tine și despre mine. 1 Ioan 2:20, dar voi, și asta e pentru voi, ați primit ungerea din partea celui Sfânt. Hristos spune, eu sunt de sus, eu nu sunt din lumea asta. Dar cum, Iisus, nu ești din lumea asta? Te-ai născut în Betleem? Nu! Nu sunt din lumea asta. Eu sunt de sus. Iisus Hristos și cuvântul Lui vorbește astăzi despre tine. Tu nu ești din lumea asta. Efeseni scrie că am fost așezați cu Hristos în locurile cerești. Tu ești un extraterestru pe pământul ăsta. Locul tău nu-i aici. Locul tău e în glorie cu Dumnezeu și de acolo aducem lucrurile în ființă. Dar atunci când avem o gândire duhovnicească, noi nu suntem din lumea asta. Biblia spune despre noi același lucru. Nu suntem din lumea asta. Noi suntem de sus. Hristos spune despre El: Eu sunt lumina lumii. În Ioan 8:12, în Matei 5:14, ne spune tuturor: Voi sunteți lumina lumii. Iisus Hristos spune despre El: N-am făcut decât ceea ce L-am văzut pe Tatăl făcând. Dar Iisus Hristos spune despre noi: Voi veți face lucrări mai mari decât am făcut Eu. Credeți lucrul ăsta? Credeți lucrul ăsta? Vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă astăzi în Africa sunt lucrări mai mari decât Iisus Hristos le-a făcut. Iisus Hristos a știut că va fi un an 2012 în care semne și minuni vor fi vizibile. Iisus Hristos n-a predicat niciodată la 5 milioane de oameni. Bonchi astăzi a predicat la 5 milioane de oameni. S-au predat și au venit acasă la Domnul milioane și milioane de oameni, pentru că Iisus Hristos este același astăzi ca și ieri și în veci și lucrează astăzi. Conferința asta e un început nou pentru noi. Un drum nou. Și Dumnezeu va mișca lucrurile în Timișoara și în națiunea asta. Aș vrea să ne rugăm pentru oameni în dimineața asta. Dacă n-ai apucat încă destinul la care Dumnezeu te-a chemat, dacă ai o părere despre tine că tu nu poți, dacă ai lucruri în viața ta care te opresc, aș vrea să vii aici în față. Și Claudius va conduce slujirea din dimineața asta, împreună cu fratele Daniel, cu Cornel, o să ne rugăm pentru oameni. Claudius. Haideți să continuăm să stăm înaintea Domnului, fiecare dintre noi.
descoperi una dintre promisiunile Domnului Iisus Hristos și dacă este un lucru cu care eu personal aș dori ca fiecare dintre noi să rămânem, e faptul că Domnul nu ne-a promis că ne va purta prin lumea asta cu targa, ci în carul Său de biruință. Repet acest lucru. Domnul Iisus nu ne-a promis că în lumea asta ne va purta cu targa, ci în carul Său de biruință. Dumnezeu vrea să umblăm din biruință în biruință. Și dacă astăzi ne simțim înfrânți și dacă astăzi suntem descurajați și dezamăgiți și în depresie, este pentru că am lăsat minciunile celui rău să ne invadeze mintea și avem nevoie de o minte înnoită de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului vine să surpe, să demoleze în mințile fiecăruia dintre noi orice lucru care nu este zidit pe adevărul lui Dumnezeu. Vreau să știți, este un adevăr pe care trebuie să-l îmbrățișăm. Destinul nostru nu este să umblăm în această lume cu targa, ci să umblăm în carul de biruință al lui Iisus Hristos. El însuși Domnul, El a decis destinele noastre și destinul nostru din perspectiva Lui arată să umbli din biruință în biruință, în carul Său de biruință, nu cu targa. Dragilor, răspunsul nostru în fața ispitei nu trebuie să fie eșec sau faliment, ci răspunsul nostru în fața ispitei trebuie să fie puterea lui Dumnezeu declanșată. Și din ce în ce mai mult ne-am obișnuit ca răspunsul nostru în fața ispitei să fie faliment, să fie căderea în păcat. Dar, dragilor, Dumnezeu vrea să ridice o generație care umblă în carul de biruință, care mărcelește, care are putere, care are ungere. Noi vrem să umblăm în aceste lucruri. Acum, nu este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Iisus Hristos. Fiecare dintre noi, în anumite domenii, uneori ne-am lăsat mințiți de ce e rău și când i-am dat acces celui rău în mintea noastră, din acel loc am înghițit minciunea celui rău și apoi am lăsat inimile noastre să se depărteze de Dumnezeu. Dar simt din partea Dumnezeu că în dimineața asta Dumnezeu vrea să facă lucruri noi, un început nou în viețile noastre. El are capacitatea și puterea să ne dea un lucru nou. Și prin El noi putem să începem din nou o viață nouă. Toată viața noastră vom avea începuturi noi. Pentru că fiecare dintre noi avem suișuri și coborușuri. Dar mă rog că în această conferință Dumnezeu să ne întărească. De-aia, pentru că sunt atâția slujitori aici care vor să se roage, vor să ne binecuvinteze. Aș vrea, dacă ești într-un loc, dacă ești într-un loc în care ai nevoie ca cineva să se roage pentru tine, să te binecuvinteze. Dacă ești într-un loc în care poate ai căzut, în care poate ești obosit, în care poate ești dezamăgit, poate ești descurajat, poate ești în depresie, vreau să vii aici în față, chiar acum. Și vreau să înțelegi că Dumnezeu te-a chemat să umbli în carul lui de biruință, nu cu targa. Poate te-ai obișnuit să stai în biserică, dar să fii în domeniul spiritual așa, cu targa, rănit, lovit, dezamăgit, descurajat. Dragilor, Dumnezeu ne cheamă să ne umple de putere, să umblăm din biruință în biruință. De aceea nu lăsa pe diavolul să continue să țină mintea ta blocată. Nu lăsa ca mintea ta să continue să fie mințită, condusă de ce e rău. Crede-mă, asta te-a chemat Dumnezeu, să umpli din biruință în biruință. El ne poartă în carul Său de biruință, nu cu targa. Nu cu targa. De aceea vrem să ne rugăm înaintea Domnului ca Dumnezeu să te binecuvinteze în dimineața asta, să-ți dea eliberare, să-ți dea putere, să-ți dea ungere, să-ți dea reîmprospătare în inima ta, în ființa ta, în sufletul tău. Dumnezeu să rostească peste tine că ești o făptură nouă în Hristos, că toate lucrurile vechi s-au dus, că Domnul își găsește plăcerea în tine, în ființa ta, în viața ta, că ești coroana creațiunii lui Dumnezeu, nu ești un nimeni în drum. Puteți să veniți mai în față, ok? Cei care puteți să veniți mai în față. Vreau fiecare dintre noi care avem pe inimă să slujim, nu trebuie să fii ordinat în biserică și nu trebuie să fii în comitetul bisericii ca să poți să slujești altora. Dacă ai pe inimă dorință de a sluji și ești în rânduială și ești în curăție înaintea lui Dumnezeu, poți să vii să îți pui mâinile peste cei ce sunt aici. Dacă ești în curăție, dacă ești în rânduială. Și vreau fiecare dintre noi ca și slujitori să slujim Domnului.
și să binecuvântăm acești oameni. Dar vrem să știți că vă iubim. Vrem să știți să credem în voi. Vrem să știți că Dumnezeu, când v-a chemat, a avut încredere în voi. Dumnezeu, când ne-a chemat, a avut încredere în fiecare dintre noi că vom fi o expresie a gloriei sale pe pământ. De aceea, în dimineața asta, vrem să ne rugăm pentru o ridicare, pentru o împuternicire, pentru o revărsare a puterii lui Dumnezeu din nou, pentru o reînnoire, pentru o revitalizare a vieții spirituale în fiecare dintre voi. Haideți să ne rugăm. Haideți să ne rugăm. Fiecare dintre noi, cum suntem călăuziți de Duhul Dumnezeu să slujim, dar vreau să slujim Domnului. Fiecare dintre noi. Cei care o să fiți slujiți, aș dori după aceea să vă rog, dar puteți să mergeți la loc. În zilele astea vom sluji de mai multe ori. Ok? Dar ca să nu fie aici o harababură, după ce cineva a slujit inimii tale, poți să mergi la loc. Dragilor, trebuie să ne încredem mai mult decât în ceea ce oamenii pot să facă, trebuie să ne încredem în ceea ce Dumnezeu face. Este în inima lui Dumnezeu să lucreze aici, mai mult decât în inima oricărea dintre noi care suntem prezenți, este în inima lui Dumnezeu să lucreze. Amin. Cei ce sunteți în sală, vreau să continuăm să stăm într-un spirit de rugăciune, fiecare dintre noi. Vreau să ne rugăm pentru frați, pentru surori. Vreau să continuăm să cerem Domnului o ungere de vindecare, o ungere de viață aici. Cerem Domnului restaurare, restaurarea ființelor noastre lăuntrice înaintea Lui. Haideți să continuăm să ne rugăm, fiecare dintre noi. Vreau să slujim înaintea Domnului, să slujim înaintea Lui Dumnezeu, fiecare dintre noi.
Ok, pentru cei care nu aveți nevoie de slujire și nu vreți să continuați să vă rugați în acest loc, sunteți liberi, dacă vreți să mergeți afară, dacă vreți să mergeți să mâncați la Molly, ok, lucrul ăsta, ok. În mod normal ne întâlnim de la ora 2. Sincer, vreau să respectăm acest loc ca fiind un loc al prezenței Domnului Iisus. De aceea, dacă știu, vreți să aveți părtășie sau alte lucruri, chiar v-aș ruga să faceți în afară aceste incinte, ca locul să rămână un loc în care onorăm prezența Domnului Iisus și lucrarea pe care El vrea să o desfășoare în mijlocul nostru. Ok, de aceea dacă nu vreți să continuați să mijlociți, să vă rugați, e ok să mergeți afară, să mergeți la mall, să știu eu, să aveți părtășie în alt loc. E ok lucrul ăsta. Cei care aveți nevoie de slujire, continuăm să ne rugăm, continuăm să facem lucrul ăsta. Acest loc e deschis acum pentru slujire înaintea lui Dumnezeu. Și cei care vreți să mijlociți, să vă rugați, fiți liberi să o faceți în locul acesta. Și mulțumim de sprijin.